ei păstrăm. Așa au arătat astăzi pescăriile. Credincioșii au profitat de faptul că este dezlegare la pește. Deși prețurile nu sunt tocmai cele mai mici, oamenii au stat la coadă pentru a respecta tradiția. E ziua peștelui astăzi. Este dezlegare la pește. Dezlegare la pește, da. Și de fiecare dată când va fi dezlegare, o să veniți să cumpărați, așa este? Cumpăr, de obicei cumpăr. Cumpăr că la vârsta mea se recomandă peștele. Dar prețurile cum sunt? Prețurile sunt scumpe față de veniturile noastre. Se mâncă pește astăzi, nu? Așa știu cum a trimis nevastă mea să iau. Respectați tradiția? Da, da, da. Și cum sunt prețurile? Mărișoare, macrou ăsta, cât a fost 10-11 lei, acum văd că e 14. Dezlegare la pește, da. Și țineți postul integral? Nu prea, dar cu peștele merge. Mâncați pește pentru a respecta tradiția, așa este? Da. Astăzi așa este. Și tot postul care este, când e dezlegare, trebuie să mâncăm pește. E sărbătoare intrarea Maicii Domnului în biserică și dezlegare la pește, că e postul Crăciunului. Ăsta e motivul, da. Respectați tradiția tot timpul de în postul? Nu, că mai am o tradiție cu pastile și aia e mai importantă. Credincioșii sărbătoresc astăzi intrarea Maicii Domnului în biserică.